Geneza, capitolul 2, versetul 8. Și Domnul Dumnezeu a sădit un rai în Eden spre răsărit și l-a pus acolo pe omul pe care îl zidise. În grădina Edenului. Cuvântul Sfânt spune că după ce Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. În această grădină minunată, omul trăia cu Dumnezeu, umbla cu Dumnezeu, lucra cu Dumnezeu. Ce minunat trebuie să fi fost tot timpul pe care omul l-a trăit în fericita prezență a lui Dumnezeu! Ce luminoasă trebuie să fi fost fața și viața primilor oameni și ce binecuvântată va fi fost toată umblarea și trăirea lor în dulcea viețuire divină din Eden! Vremea petrecută cu Dumnezeu, munca cu El, cântarea cu El, rugăciunea cu El, totul este nemaiuitat de frumos și de fericit! Îmbrăcămintea pe care le-o făcuse Dumnezeu celor care umblau cu el era asemenea veșmântului său. În psalmi se spune uneori că Domnul Dumnezeu stă în lumină, alteori se spune că el se îmbăluie cu întunericul ca și cu o manta. Psalmul 18, versetul 11. Nu este nicio nepotrivire aici, fiindcă acel întuneric în care se îmbăluie el este tot o lumină, o lumină atât de mare încât e cu neputință de privit. Și din prea marea strălucire pare întuneric, după cum este scris, el locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 16. Lumina este îmbrăcămintea cu care Dumnezeu apropie sufletul nostru în clipa nașterii din nou, căci lumina este neprihănire, sfințire, curăție. Și câtă vreme omul trăiește în Hristos, el este îmbrăcat în hainele luminii. Așa erau primii oameni în grădina Edenului și în starea curăției. Îndată ce ei au păcătuit, hainele luminii s-au topit. Păcatul le-a ars ca o flacără blestemată, iar oamenii s-au văzut goi dezbrăcați de scumpele veșminte cerești. Aceasta face păcatul. Ferice de cei care nu mai păcătuiesc, ci își păstrează curat și sfânt veșmântul luminos primit la nașterea de sus, îmbrăcămintea din Hristos. O, bunul nostru Mântuitor, Iisuse Doamne, prin care ne-am primit sfântul veșmânt al nașterii din nou, iertarea și mântuirea Ta, te rugăm păstrează-ne această haină cerească curată și sfântă până ce ne vei primi cu ea la nunta Ta veșnică, din nou în fericita grădină a Edenului celui nou. Amin.